Echipa de fotbal Astra Giurgiu a câștigat vineri în deplasare cu scorul de 2-1 meciul disputat contra formației ACS Poli Timișoara. Ambele goluri ale Astrei au fost reușite de mijlocașul Marian Cristescu în minutele 54 și 79. Cristescu a fost titularizat de antrenorul Daniel Isăilă în absența golgheterului Constantin Budescu și și-a fructificat șansa, reușind o dublă. Pentru gazde a punctat Florian Nanu în minutul 89. Astra înregistrează astfel la 11-a victorie din acest sezon și rămâne lidera clasamentului cu 35 de puncte, la 4 puncte în fața Stelei, dar cu 2 jocuri mai mult. Următorul meci al giurgiuvenilor în campionat va avea loc luni, 9 decembrie, pe terenul propriu, contra formației FC Vaslui, dar până atunci Astra va juca mâine în optimile Cupei României cu Viitorul Constanța pe terenul de la Chiajna. Susținătorii echipei care vor să facă deplasarea sunt invitați să se alăture galeriei, care se va strânge mâine la orele 17 în fața teatrului. Marți 3 decembrie invităm toți giurgiuvenii să ni se alăture la deplasarea de la Chiajna, meciul din cupă alături de Astra Giurgiu. Și sperăm să avem o victorie categorică, asta însemnând un 3-0 minim și să mergem mai departe, să câștigăm și cupa. Avem șanse și la titlu, urmează cele două meciuri cu Steaua cruciale, ca să zic așa. Dacă îi vom învinge, campionatul 80% este al Astrei.